Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Suntem de data aceasta împreună cu o invitată de onoare, o invitată specială venită din Serbia. Este colega noastră de breaslă, dar are o activitate atât de poliedrică încât nici nu cred că putem să facem o prezentare complexă într-o oră pe care o avem la dispoziție, și așa că multe dintre palierele unde acționează vor fi doar punctate. Aș spune doar că profilul este foarte complex, este scriitoare, poetă, recunoscută. Veți vedea, aici avem în față doar o parte din volumele publicate. Este jurnalist de marcă, este om de coordonare culturală, fiind directoarea renumitei case de presă și editură din Pancevo. S-ar putea vorbi o oră numai chiar despre această instituție de onoare. Apoi este autoarea unor, să zic, inițiative culturale cât se poate de diverse, de la antologii culturale româno-sârbe până la concursuri de poezie pentru tineret, pentru elevi și nu numai, concursuri de teatru. Se implică în toate aceste acțiuni, încât mă grăbesc să-i spun bun venit Mariana Stratulat, un nume cunoscut în Serbia, cunoscut și la noi, și poate că ne și mărturisește cum face că ziua nu are 24 de ore, are mult mai multe de obicei. Așa pare. Bine v-am regăsit, stimată doamnă Veronica Balaj, îmi face o deosebită plăcere să fiu azi alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Într-adevăr, așa este, ziua de 24 de ore este uneori prea scurtă, da. Însă prin multă bunăvoință și printr-un efort reușim să le facem pe toate. Da, așa se vede. Trebuie perseverență, pasiune, inventivitate, talent și toate la un loc. Chiar anul acesta, și am putea începe cu reușitele din anul acesta în domeniul literar, pentru că literatura, aș zice că e baza, sau așa pare, pentru toate acțiunile. Când a început această intrare în teritoriul literaturii? Greu de spus. Da. Cred că m-am născut cu această dorință încă de mică, de la grădiniță, când nici măcar nu știam să scriu, da, să citesc, formulam versuri în gând și ca să le memorez cumva le desenam, deci îmi exprimam gândurile, dorințele, visele copilărești prin culori. Apoi când am învățat să scriu, am început să le aștern pe hârtie. Deci scriu de când mă știu, este o pasiunea mea. Și e un fel de a fi la urmă. Exact. Da. Dar oficial am debutat în anul 2002 prin această plachetă de versuri intitulată Simplu, doar copii. Deci da, cu poezie pentru copii. Pentru copii, da. Da. Așa se poate numi, pentru copii, dar nu e foarte ușor să scrii poezie pentru copii. Este cel mai greu, aș da. zice. Da. Pentru că copiii sunt sinceri întotdeauna, ei vor spune direct, da, asta ne place, asta nu ne place. Da, la ei impactul este fără falsuri, fără falsuri. Și lucrurile au continuat, desigur, mai trece o vreme, mai apare un volum. Exact, și în cei peste 20 de ani, peste 20 de volume, aproape în fiecare an am publicat câte un volum în ultima perioadă, chiar în urmă cu 2 ani am marcat 20 de ani de la debutul editorial și aici vedeți o parte din ele, mai lipsesc unele monografii și volumele în limba sârbă, dar le-am numărat special pentru această emisiune, sunt 23 până în momentul 23 de față. De volume, da. Da. Și 20 de ani de activitate literară. Ai apărut, nu e aici volumul, dar trebuie să spunem, și la editura Academiei în colecția 101 poezii. Îl păstrez aproape de suflet. Te rog să ne arăți.
Este pe gri de data asta, da? Da, da. Deci volumul 101 de poezii, dar titlul oficial al volumului este Strigătul tăcerii. Da, da, totdeauna este un Și este o mare onoare pentru mine că am apărut în colecția la 101 de poezii la editura Academiei Române și aceasta datorită domnului Florian Copcea, care mi-a dat într-un fel temă de casă. Eu scriam mai mult poezie pentru copii, romane, proză și aveam și două volume de versuri, deci Serpentine, apărut tot în România, Nocturne. Am considerat că nu am suficiente poezii, deci nu am 101 de poezii, aveam vreo 60-70 și el mi-a zis, uite, era luna august, până în iarnă să mi te prezinți cu 101 de poezii și iată, de la acel îndemn s-a ajuns la acest volum. Da, ai spus că scrii și am și văzut și proză și proză scurtă și asta înseamnă deja o lărgire a paletei a preocupărilor. Ce aș vrea să subliniem și să spunem cu admirație că nu e puțin lucru să gândești în același timp în două limbi. Două limbi care nu se aseamănă, că nu sunt ambele de sorginte latină. Și ai făcut și traduceri. Cred că asta este un plus, un câștig. Pentru că poți citi în original și altă literatură de altă expresie. De curând ai primit un premiu. Am primit mai multe Belgrad. Premii. Mai multe premii. Da, la Sremska Mitrovica, deci am primit premiul Ceasul Solar pentru promovarea creației în rândul tinerilor, deci premiul pentru întreaga operă literară și cu accentul pe promovarea creației în rândul tinerilor și aceasta este legat și de această antologie Versuri în zbor, în care am adunat creațiile tinerilor și am făcut o antologie. Am primit recent și premiul Nikita Stănescu pentru, la fel, pentru literatură, deci sunt foarte, foarte multe premii și nu aș vrea să le enumăr acum. La fel ca și volumele, toate îmi sunt la fel de dragi. Bineînțeles, și toate completează acest profil. Dacă ar trebui, iată, să evidențiez un premiu, ar fi premiul Eminescu, care Mihai Eminescu, la Festivalul de Literatură de anul trecut de la Băile Herculane. Deci, iată, acest premiu este cumva primit în România. Primit, da. Cel mai drag, deoarece Mihai Eminescu a fost dintotdeauna idolul meu, luceafărul poeziei române și iată, dacă trebuie să evidențiez un premiu, ar fi acesta. Foarte, foarte, foarte frumoasă activitate. La proză, care este orientarea? Proză scurtă, un roman? Și proză scurtă și romane. Deci romanul Fiorella. Fiorella, da. Care, cunoscut deja. Da. Deci avem și romanul Viză pentru, da, Viză pentru 7 zile. Deci a apărut la editura Banatului Montan din Reșița. Deci la îndemnul domnului Doru Dinu Glevan. Deci a fost o perioadă frumoasă în care am colaborat cu Radio Reșița și astfel s-a ajuns și la această colaborare. Și este o poveste captivantă și de-a dreptul înfiorătoare. Deci, am citit-o, da. Îndemn și pe telespectatorii dumneavoastră să procure acest volum, presupun că mai există la editura Banatului Montan și să citească povestea. E și foarte actuală, totodată. Da. Foarte actuală. O situație care se poate oricând repeta, dar era o experiență interesantă. Da, se poate raporta și la realitate și la lumea imaginară. Literatura este o a doua meserie, ca să zic așa, și meseria de jurnalist se exersează și la ziarul Libertatea, unde ești din frunte, coordonator, și la Casa de Presă și Editură. Aș vrea să poposim puțin acolo, dar nu părăsim teritoriul poeziei fără să auzim măcar un poem. La poezie ne vom reîntoarce mereu, deoarece poezia este peste tot în jurul nostru.
o poezie pe care este publicată și pe coperta acestei cărți, care într-un fel este și un mesaj. Odisee. Strigătul femeii străbate lumea interioară a gândurilor, în care un ecou a început să bată în dungă clopotul nins. Se anunță oare vreme de război? Sau țipătul ăstunului este strigătul meu lovit de valul mării? Când vei fi iarăși leu și nu o căprioară rănită, o să-ți demonstrez cum se moare cu lancia în mână. Înțeleaptă îmi voi trăi propria odisee. Propria odisee, foarte frumos, foarte frumos. Și așa cum spuneam, ne putem întoarce oricând la poezie. Cum e să fii redactor șef la un ziar care apare în limba română și care se adresează întregii comunități românești din Serbia, dar și celor din diaspora și celor din România? Este un ziar în care, un săptămânal în care am observat cât de bine se completează foarte multe domenii. E cultură, este sport, este agricultură, sunt noutăți imediate din viața cotidiană. Așa-i. Ziarul săptămânalul Libertate este de fapt o oglindă a realității românilor din Banatul Sârbesc și din mai recent cea românilor din Valea Timocului, deoarece din urmă cu 3 ani avem corespondenții de acolo, pe doamna doctor Iasmina Glișici. O mică explicație pentru telespectatori. Funcția de redactor responsabil al săptămânalului o îndeplinește colegul meu Valentin Mic, care este și director adjunct al Casei de Presă și Editură Libertatea. Eu în momentul de față îndeplinesc funcția de director al Casei de Presă și Editură Libertatea, însă această casă este un întreg care cuprinde mai multe compartimente. Unul dintre acestea fiind ziarul pe care l-am amintit, revista de literatură, artă și cultură Lumina, revistele pentru copii și tineri Bucuria și Tinerețea și, nu în ultimul rând, compartimentul editorial care cuprinde toate aceste cărți care apar la editura noastră. Este o mare onoare să fii în fruntea unei astfel de instituții, o instituție emblematică pentru românii din Serbia și o mare provocare în același timp. Am acceptat această provocare în urmă cu 4 ani și cred că am reușit să-i fac față. Da, da, ați reușit și voiam să spun că a fi coordonator la o asemenea instituție care are o vechime, este o emblemă, așa cum ai spus, cred că presupune nu doar știința de a fi foarte ordonat. Coordonare înseamnă probabil la zi fiecare program să fie împlinit. Și cum puteți face asta? Ați avut nevoie de studii speciale? Nu, doar că omul se perfecționează, deci în natura omului este să ne perfecționăm continuu, să învățăm continuu. Primul lucru în momentul când am acceptat această funcție a fost că eu vreau să fac asta, că țin la casa aceasta, că m-am format acolo ca jurnalist, am lucrat timp de 20 de ani în această instituție și iată a ajuns momentul în care pot și eu să-mi dau contribuția într-o altă sferă. Deci de la jurnalism, care este o profesie creativă, m-am aflat într-o altă lume, dar Casa de Presă și Editură Libertatea merită aceasta. Deci ați spus că are o tradiție de 79 de ani. La anul viitor marcăm jubileul de 80 de ani de existență al acestei instituții și este o vârstă de om. Da. Deci Este într-adevăr foarte, foarte interesant. Atât de multe titluri s-au publicat că am înțeles că de aceea ați avut și un eveniment important anul ăsta, înființarea unei biblioteci speciale a dumneavoastră. Exact, în vara anului trecut am înființat biblioteca și ne îmbunătățim, ne îmbogățim fondul de carte continuu.
Deci mulțumim tuturor care ne-au oferit și donații de carte și care au fost alături de noi în acest demers. Mobilierul pentru bibliotecă l-am primit datorită sprijinului financiar oferit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cărora le mulțumim și pe această cale. Și bineînțeles toți colegii, colectivul Casei de Presă și Editură Libertatea, cu toții împreună, punem zilnic câte o cărămidă la construirea acestei biblioteci, care ne dorim să fie la fel de emblematică cum este și instituția în cadrul căruia a fost înființată. Să ne oprim puțin și la paginile revistei Lumina. În momentul de față, redactorul al revistei Lumina este colega noastră Marina Calcan. Marina Calcan. Da. Este o adevărată profesionistă. Revista Lumina, deci, într-adevăr, are valoare și în momentul de față se fac pași serioși spre categorizare, deci va intra în rândul revistelor indexate. Deci, așa că, indiferent cine ce ar spune despre revista Lumina, dovadă sunt numerele care apar, o poate lua, o poate răsfoi și se va convinge de conținutul și de calitatea acestei prestigioase reviste. Nu poate nimeni să spună decât lucruri admirative. Este onoare să publici în revista Lumina, pentru că, într-adevăr, și ea are o tradiție. Mai și sunt și oameni răufăcători care din propriile frustrări, da? Fac aceasta, însă noi vorbim prin fapte, nu prin cuvinte. Nu știu, n-aș fi crezut că se poate spune ceva ca dezapreciere la această revistă, pentru că, spun, este cunoscută în România, în toată România și în toată Serbia și tradiția ei trebuie menținută, ceea ce reușiți să faceți prin inventivitate, prin munca asiduă, prin profesionalism. O felicit și pe Marina Calcan, pentru că într-adevăr reușește să țină foarte bine nivelul de revistă de clasă. Așa culturală e. De clasă. Este o revistă onorabilă în care nu se publică orice, există o selecție, se vede. Da, este o revistă cu care într-adevăr ne mândrim. Da, vezi și de ce. Vorbeam de poezie, la care brân ne întoarcem, pentru că anul acesta s-a întâmplat și să apară acel volum colectiv al cele mai frumoase poezii a 8 poete din România și din Serbia, cu o lansare extraordinară. Puneți punctul pe ei. O lansare despre care încă se mai povestește. A fost organizată în incinta ambasadei României la Belgrad, ceea ce a fost din start o mare onoare pentru noi, deci excelența sa, doamna ambasador, ne-a ieșit în întâmpinare, oferindu-ne acel spațiu grandios. Am adunat alături de mine 8 doamne pe care orice aș spune despre ele, orice cuvânt ar fi prea sărac să le descriem în întreaga lor splendoare. Una dintre aceste doamne sunteți și dumneavoastră. Ideea de a întocmi o antologie o am de mai mult timp, însă am vrut să fie ceva diferit. Și atunci m-am gândit să fie o antologie tematică dedicată femeii în cinstea zilei de 8 martie. Și pentru ca să pot să continui povestea la anul viitor, eventual cu 8 domni, am adunat alături de mine 8 doamne și rezultatul se vede. Deci a fost într-adevăr un real succes. O apariție editorială foarte frumoasă, dar și pentru că a fost tradusă, e bilingvă. E o muncă în plus, nu putem să trecem cu vederea asta. Da, este o muncă în plus, însă pentru mine am tradus o mare parte din aceste creații literare deosebite. A fost o plăcere, deci nu am simțit povara. M-am transpus în fiecare vers și am vrut să sune deopotrivă, de așa și în limba română și în limba sârbă, să aibă acea muzicalitate. Să fie cât mai aproape de original. Și dacă nu mi-a plăcut cum sună în limba sârbă, am zis nu... am
insistat până n-am găsit formula potrivită, astfel că rezultatul avem în față. Îl avem în față și ce am observat este că, să nu vă imaginați o antologie în care fiecare are două poeme și gata. E chiar fiecare are o participare. Opt poeme, opt, da. Simbolică, fiind ziua de 8 martie, dedicată zilei femei, opt doamne cu câte opt poezii. E o inițiativă care și asta merită menționat și toată admirația, a prins viață, a prins contur, a prins realitate foarte repede, foarte repede. Alții fac o antologie într-un an întreg și în cazul de față nu știu dacă au durat 2 luni. Poate și mai puțin. Poate și mai puțin, că vorbim și de traduceri, vă închipuiți, da. Și traducerea. Așa se întâmplă în cazul meu, când am ideea, nu o las până nu o duc la bun sfârșit și important este să avem acea idee și să avem voință să facem. Dorința de a face și pentru voința. Mine nu există cuvântul imposibil. Cine vrea găsește o cale, cine nu găsește pretexte. Frumos spus, iată o mărturie de om profesionist în atâtea domenii. Am fost la câteva acțiuni pe care le-ați organizat, la Vârșeț în special, am fost și la Novi Sad odată și am văzut că trebuie să rămân impresionată. Nu am alt cuvânt. Adică într-o zi de miercuri, la miezul săptămânii, după amiaza, când se știe lumea e la lucru, lucrează, e obosită, să fie la o prezentare la muzeu. Eu cred că 100 de persoane merită menționat, merită să fim impresionați. 100 de persoane, e greu să-i mobilizez. Și aici cine credeți că a fost sufletul? Tot doamna Mariana Stratula. Ce vreau să subliniez? Faptul că pare se că ați insuflat această iubire pentru cultură și la toate nivelele. Am văzut apoi imagini de la concursul de poezie, de creație artistică pentru elevi. Da. Deci volumul Versuri în zbor, dedicat. Acesta. Nu. Acesta? Da. Îl văd telespectatorii. Așa. Ziua în care am mobilizat atâta lume, asta a fost din cauza că au venit să vă vadă pe dumneavoastră. Deci a fost o seară de poezie dedicată doamnei Veronica Balaș. Da. Să știți că la noi lumea este familiarizată cu poezia și vin la activități culturale. Am văzut că participă foarte multă lume, asta voiam să spun. Și la concursul pentru elevi, cum, iată, un alt... să deci, spun așa. Volumul acesta este asta? Versuri în zbor. Da. Versuri în zbor, dar este da. Cum să spun, o ediție foarte frumoasă, foarte elegantă. Am văzut atât de multe, să le zicem, viitoare talente. Toate sunt aici selectate. Cum ați procedat? Colaborare cu școlile, probabil? Deci am lansat un concurs, Casa de Presă și Editură Libertatea, din dorința de a descoperi noi poeți, noi tineri, care într-o zi vor avea propriul volum de poezii. Am lansat un concurs intitulat Versuri în zbor. Și am dat acolo o lună sau mai puțin timp să ne trimită creațiile. Și recunosc, pentru prima dată am fost așa un pic mai sceptică, vom primi poate 10-20 de creații și câte credeți că am primit? 150. 150. Și atunci am zis... În limba română. Da. Am zis, gata, pe toate le vom încadra în această antologie și toți tinerii. Nu am intrat în concepție, am corectat doar greșelile gramaticale. Ideile lor, concepția lor, viziunea lor a rămas aceeași. Și spre marea noastră surprindere, unul dintre acești tineri, George Livașcu, deja ne-a trimis 60 de poezii și vom publica volumul de debut. Un elev în ce clase? Este student aici la Timișoara. A, e student la Timișoara. Da. Concursul a fost pentru elevii de liceu, studenți, de liceu, sigur, tineri sigur. În general. Tineri, da. Deci mi-am amintit de cuvintele domnului Mariano Dangiu în tabără la Românești, când spunea că un scriitor adevărat este un om generos. Și am zis că acum este momentul, după toate aceste cărți publicate, este momentul să împart ceea ce eu am acumulat de-a lungul anilor cu alți tineri și să lansez, iată, noi poeți.
Foarte frumos, chiar e generos și faptul că, repet ideea, multe sunt traduse, faptul că reușiți această consonanță între cultura sârbească cotidiană, pentru că dacă mergeți la Belgrad, acolo sunt scriitori de limbă sârbă și nu numai e, poate și în Vârșeț de asemenea, această consonanță culturală dublă este un câștig. Este, da. Este un privilegiu pentru noi, căci noi uneori nici nu facem diferență. Dacă gândim în limba română sau limba sârbă, ne trezim la un moment dat că da, am vrut să spun asta în limba română, dar deci nu este limba noastră maternă. Limba maternă este limba română, însă considerăm că suntem privilegiați și iubiți de Dumnezeu, ne-am născut cu două limbi materne. Am îmbrățișat deopotrivă două culturi. Asta e, două culturi într-adevăr și ia acces la două culturi dintr-o dată, lucru foarte, foarte frumos și benefic pentru ambele culturi, pentru că faceți traduceri și invers, și din, și din, da. Sunt da. Atât de multe lucruri frumoase de spus despre românii din Serbia, avem atâtea activități, avem teatru, avem folclor, avem societăți culturale, avem scriitori, poeți, deci avem cu ce să ne mândrim. Și mi este inadmisibil când cineva constant critică și vorbește rău. Deci oamenii care critică, oamenii împliniți, oamenii care au cu ce să se mândrească, vorbesc despre succese, iar oamenii ceilalți vorbesc despre critică pe alții ca să se înalță pe ei. Deci există și acolo asemenea accente. Și deci dincolo de frontieră, pentru că vrem, nu vrem, o frontieră ne desparte, realitatea este cunoscută, cu toții ne cunoaștem și cunoaștem meritele fiecăruia, însă este trist când în România apare așa câte un articol în presă care, iată, nu prezintă realitatea așa cum este. Și nu o cunoaște, într-adevăr, trebuie întâi să te documentezi. Eu am reținut, iarăși cu uimire și cu admirație, nu mai vorbesc de festivalurile care se desfășoară, dar ideea de teatru în care, de altfel, sunteți implicată. Ați jucat și roluri. Foarte multe. Vă rog să vă imaginați, stimați telespectatori, că există comună, mă rog, să zicem localitate oarecum rurală, în care iubirea pentru teatru, dar și exercițiul de a pune în scenă piese, are mai mult de, greșesc, mai mult de jumătate de veac? Din 1882 la Coștei se face teatru. 1882. Da. Deci localitatea mea natală, Coștei, chiar în urmă cu două săptămâni s-au încheiat zilele de teatru ale românilor din Voivodina, Republica Serbia, o manifestare la care la fel ținem enorm de mult. Trupe de teatru de amatori, deci noi jucăm teatru din pură dragoste, deci este vorba de teatru de amatori. Din mai multe localități de la noi am avut o competiție teatrală, teatru din Coștei a cucerit premiul 2 și chiar am adus și unele imagini pe care sper că telespectatorii dumneavoastră vor avea ocazia să le vizioneze. Da, le vom difuza la finele convorbirii noastre. Am avut un spectacol foarte interesant și iată cum se leagă lucrurile, pornind de la ideea cu 8 doamne, cu câte 8 poezii. Anul acesta am interpretat un rol în spectacolul 8 femei. Da. Și iată, totul a fost cumva în jurul cifrei 8. Foarte interesant, dar mi-a mai mărturisit și domnul Traian Cacina, care are un rol important în administrația din Vârșeț, că de ani de zile oamenii merg, așa cum ai spus, din drag, din preocupare, o tradiție, au construit-o ei, e a lor, e bunul lor, la repetiții, chiar dacă au fost ziua pe câmp, mi-a spus, da, vin seara la repetiții de teatru. Așa este. Deci, membrii trupei, toți fiind amatori, au alte profesii, fie că sunt angajați în diferite instituții sau fac muncă pe câmp, se ocupă cu agricultura, găsesc timp liber, găsesc, deci, cum am mai spus, când vrei să faci ceva, poți, găsești o cale.
Un alt aspect la care am vrut să mă raportez, pe lângă teatru, la Coștei mai funcționează și o asociație a femeilor. Deci femeile s-au unit în cadrul unei asociații numite Valea Teiului și iată că acum, în ultima perioadă, foarte multe asociații de femei din localitățile noastre scot din lada de zestre a bunicii diferite lucruri de artizanat, și organizează expoziții, fie că produse de artizanat sau prăjituri tradiționale, se adună și este și acesta un lucru deosebit. Da, deci teatru, concursuri poetice, festivaluri, premii, întâlniri literare, volume diverse scoase la editura Casei de Presă și editura din Pancevo, unde am văzut că sunt și cărți istorice și de tradiție folclorică, etnografie, cărți literare. Nu am greșit deloc spunând că este vorba de o prezență culturală poliedrică. Așa. Pe care o onorați în cele mai multe ipostaze, în toate, mai toate ipostazele, așa cum am reușit să subliniem câteva dintre aspecte. Care va fi, să zicem, elementul cel mai solicitant? Acela de jurnalist nu cred, de scriitor nu cred, poate cel de coordonator? Poate cel de mamă? A, da? Da, deci toate, însă printr-o bună organizare facem față la toate aceste provocări. Vreau să menționez că avem și o foarte bună colaborare cu Consiliul Național al Minorității Naționale Române, care este fondatorul Casei de Presă și Editură Libertatea. Colaborăm cu Consiliul de Administrație al casei noastre, deci există o mână de oameni cu care colaborăm foarte strâns și cu toți împreună ducem toate acțiunile și activitățile la bun sfârșit. Și iubirea pentru și respectul pentru profesia de jurnalist se vede într-adevăr, apropo de poziția de mamă. Da. Să nu-l uităm pe tânărul jurnalist Denis de la Libertatea, Denis Stratulat. Da, Denis, fiul meu, are o mare pasiune față de plante, natură, de tot ceea ce este legat de acest aspect. Iar fiica mea, Larisa, este educatoare de profesie și acum descoperă tandrețea și gingășia celor ce fac primele fâlfâiri de aripi în viață. Și ei sunt implicați în activități culturale. Am văzut că chemați elevii să lectureze texte, să recite și asta e iarăși un stimulant să se apropie de cultură, da, de lectură. Deci este într-un fel și o tradiție. Copiii noștri se nasc în familii în care există deja o dragoste enormă față de muzica, folclorul românesc, teatru, de tot ceea ce ține de cultura și tradiția noastră. Și ei de mici absorb acel vior și continuă. Astfel că cu toții suntem implicați. Într-un fel considerăm că este și datoria noastră sacră, misiunea noastră de a duce toate cele moștenite mai departe. Și chiar e adevărat ceea ce faceți. Mi-a plăcut foarte mult și monografia Coșteiului și ați scris ceva referitor și la elementul care înseamnă liant pentru tradiție, biserica. Da. Deci, din păcate, monografia nu am adus-o. Acum când am decis ce cărți iau, monografia a fost prea voluminoasă și mi-a fost greu să o aduc, însă avem această monografie dedicată trupei de teatru Neica din Coștei, în care la fel găsim și un mic istoric despre această localitate. Deci ne mândrim cu tot ceea ce am realizat, ne mândrim cu tot ceea ce avem în Coștei. Și este într-adevăr, activitatea culturală acolo datează din 1882, în 1910 a fost formată prima fanfară. Este un sat cu tradiții și, cum îmi place mie să spun, un focar de răspândire al culturii, tradiției, al muzicii, al folclorului românesc în întregul Banat. Într-adevăr, acolo e chiar un focar. Oricând
vrei să apelezi la o mostră de tradiție folclorică, religioasă, obiceiuri de viață în general, le găsești. Da. Acolo le găsești acolo conservate. Vasile Vasco Popa a pus bazele prestigioasei noastre reviste de cultură, literatură, Lumina, deci acolo a fost înființat Cercul Literar Lumina în 1946 și iată că de acolo au pornit nu doar folclorul, ci și un alt aspect al culturii noastre, deci revista Lumina. Am văzut că știți să păstrați și memoria lui Vasco Popa, s-au încercat și traduceri în diverse feluri și fragmentare și la Salonul de Carte din Novi Sad este prezentat și Radu Flora la fel se menține. Așa orice este. Verigă culturală se menține, se păstrează, este în atenție, nu este deloc uitată. Aveți o bogată activitate, puteți fi un om împlinit, pentru că munca atât de diversă, care aduce atât de multe satisfacții, nu poate să însemne decât bucurie. Acum, ce scrie Mariana Stratulat? Roman, proză scurtă, poeme? Deci, o să vă descoperi, iată, în mod inedit, în emisiunea dumneavoastră. În momentul de față lucrez și încă n-am decis, dar o să fie o carte de poezii în trei limbi sau vor fi trei cărți separate, română, sârbă, engleză. Și vă descoperi și titlul acestui volum, Traiectoria clipelor fugare. Deci are și titlul, da? Da. De obicei, de la titlul a pornit. Mi-am dorit atât de mult un volum cu acest titlu și dar să fie roman, proză scurtă și până la urmă totuși. Deci titlul, da, poezie. Titlul a fost cel care a decis să să te apuci de muncă. Și paralel lucrez la teza mea de doctorat, deci am înscris în urmă cu 2 ani școala de studii doctorale la științe umaniste, domeniul filologiei, la doamna profesor dr. Otilia Hedeșan, pe care cu această ocazie o salut. Deci sunt permanent. Care e tematica la doctorat? Este una foarte complexă și voi avea foarte mult de cercetat. Activitatea culturală a românilor din Serbia, cuprins în paginile săptămânalului Libertatea. Deci voi avea de cercetat nu mai mult, nu mai puțin decât 42.000 de ziare. Apărut, de ziare? Da. De exemplare? Exemplare ale ziarului săptămânal. 42.000? Da, deci vă imaginați și până la absolvirea studiilor câte numere vor mai apare. În 80 de ani, totuși. Da. Da. Dar sunt mândră de această temă. Și de această... are și caracter de unicitate, pentru că n-a mai făcut nimeni așa ceva. Da, și eu sper când o voi duce la bun sfârșit, pentru că nimic ce am început nu am lăsat la jumătate, așa va fi și de data aceasta, că vom avea o adevărată monografie culturală care va cuprinde toate activitățile, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat a fost cuprins în ziarul Libertate. Deci tot ce ține de cultura românilor din Serbia. Rare sunt evenimentele care poate au scăpat, dar nu cred să fi fost. Mai ales cele importante, e clar. Cele importante nu, doar... au rămas, da. Posibil. Asta este o veste admirabilă, să cuprinzi așa o lungă perioadă istorică. E un fel de restituție culturală. Un fel de restituire culturală a tot ce s-a întâmplat în această perioadă lungă, istorică, în comunitatea românilor din Serbia. Da. Se pare că ați fost inspirată cu acest titlu de lucrare de doctorat. Și considerați că o terminați anul viitor? Nu. Nu. Ar fi prea, ar fi ireal să spun așa ceva. Bine, dacă mă concentram doar pe aceasta și sigur. Poate că da, dar am atât și de alte... multe de realizat, sigur. Da, că da. Deci nu vreau dar să renunț nici la atenție și nu pot să renunț la poezie, nici la poezie nu putem renunța. Proză, nici la jurnalism, nici de cum. Dacă deschideți la întâmplare volumul și mai ne citiți un poem. La întâmplare, până la sfârșit este titlul.
Necuvântul acesta ar putea fi rostit de gura mea sau altuia, dar lasă-l în glorie să mă cheme. Cu grăitoarea ta voce, adu-mi necuvântule la malul răbdării literele și alungă lupii netăcerii aruncând în foc. Simțind că îi se apropie nașterea, versul își lepăda pielea de tigru neîmblânzit. Poemele încep precum un zid de mănăstire să se ridice. Necuvintele îți umblă prin oase realitatea și va ajunge să mă îmbrățișezi. Foarte frumos, cuvintele ne îmbrățișează și pe noi, cititorii, când găsim versuri atât de captivante. Și, desigur, poeții tineri care vin din urmă au mentori, au exemple, iată, evidente, au această posibilitate de a participa la felurite întâmplări culturale și lucrurile privite prin ceea ce reușiți să publicați, să prezentați. În fond, o carte este un drum spre viitorime, este un drum spre neuitare. Rămâne conservată intenția, acțiunea momentului respectiv, a anului respectiv și astea sunt un fel de pietre de construcție, așa cum a spus, că în fiecare zi, în fiecare număr al ziarului Libertatea sau revistei Lumina sau a cărților pe care le publicați la Casa de Presă și Editură, toate sunt pietre pentru o ctitorie, așa o frumoasă este. Ctitorie culturală. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această mărturie, care o iau drept mărturie de autor, mărturie de scriitor și dacă mai aveți ceva de adăugat, vă ascult cu plăcere. În loc de concluzie, aș vrea să citesc ceea ce am scris în urmă cu mai mulți ani. Deci, viză pentru 7 zile, deci ca un fel de mărturisire la început de roman. Sunt lucruri pe care n-am vrut să le public, pentru că mă interesează doar pe mine și pe cei apropiați mie. Și îmi cade enorm de greu să fac această mărturisire. Dar trebuie, pentru că aceasta i-a fost ultima dorință. Vrând nevrând, eram nevoită să-mi rup fâșii din suflet și să acționez împotriva felului meu de a gândi. Acum, aici. Chiar dacă aceasta presupune asumare, delicatețe și mai ales echilibru. Chiar că este o mărturie care completează celelalte spuse aici. A fost prilej de cunoaștere a unei lumi care are inventivitate, pasiune, perseverență, dăruire, iubire, prețuire pentru limba română, pentru cultura română și pe care știu ei, cei care exersează și sunt în acest domeniu și invitata noastră în mod special, știu nu doar valoarea, știu să o prețuiască, știu să o păstreze, știu să o dea mai departe în paginile pe care le scriu sau prin evenimentele care au loc. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc sigur în continuare mult, foarte mult succes și așteptăm publicarea cărții de doctorat care va fi desigur un eveniment. Așteptăm cei sărbătoarea de la împlinirea celor 80 de ani de la înființarea Casei de Presă și Editură din Pancioa. Poate ne și invitați. Cu mare drag. Și va fi un eveniment important și sigur alte cărți de poezie, de literatură în general, proză, roman. Adevărul este că acest, să-i zicem, morb al scrisului nu poate fi nici de cum îndepărtat. El va rămâne și va fi o mărturie a existenței culturale în zonă și personale a celui care o scrie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, în minutele următoare puteți urmări doar câteva dintre imaginile acțiunilor organizate și la care a participat sau le-a inițiat invitata noastră, poeta, directoarea Casei de Presă și Editură, jurnalista, mama specială, organizatorul și doctoranda, Mariana Stratulat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!
întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.